emisiune electorală de promovare. Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedorenii votează, o emisiune electorală de promovare a tuturor candidaților care își doresc să vină în fața dumneavoastră și să-și prezinte proiectele și viziunea pe care ei o au pentru a dezvolta comunitățile din care fac parte. Astăzi ne oprim în orașul Călan și vom discuta despre viziunea pe care reprezentanții AURO au pentru a dezvolta această comunitate. Alături de mine astăzi este domnul Flavius Nicolae Mateoi, candidatul AUR pentru funcția de primar al orașului Călan. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, bun găsit! Domnul Ilie Neagu, candidat AUR pentru funcția de consilier local al orașului Călan. Bună ziua! Bună ziua, bine v-am regăsit! Și Vlad Păclișan, susținător AUR și susținătorul domnului Flavius Mateoi pentru funcția de primar al orașului Călan. Bună ziua, bine ai venit, Flavius! Bună ziua, mă bucur să fiu aici! Ne bucurăm și noi să vă avem alături și ne bucurăm că veniți în fața locuitorilor acestui oraș pentru a vă prezenta până la urmă oferta pe care o aveți pentru dumnealor și pentru acești tineri. Iată, unul dintre ei este astăzi alături de noi aici în platoul emisiunii și ne bucurăm că vedem tineri care se implică, pentru că este foarte ușor să stăm deoparte, să comentăm, să spunem ceea ce nu ne place, dar să nu ne implicăm. Domnule Mateoi, dacă ar fi așa să treceți în revistă puțin primele zile acestea de campanie în care ați fost în continuare în rândul și în mijlocul cetățenilor orașului Călan, dar și a satelor aparținătoare, care ar fi concluzia? Concluzia ar fi următoarea, și anume faptul că din discuțiile pe care le avem cu cetățenii și am fost prin toate satele, prin tot orașul, prin toate străzile, pe toate străzile, concluzia este că se dorește într-adevăr o schimbare și sunt absolut convins că de această dată există variantele pentru schimbare și principala și cea mai sigură variantă am fi noi. Nu întâmplător l-am invitat și pe Vlad Păclișan, care este de la Călan. L-am invitat alături de noi. Este un tânăr pe care l-am întâlnit în campania electorală. A venit spre noi simțind că valorile AUR se regăsesc și în sufletul lui, și anume familia, națiunea, credința și libertatea. Și aici cred că v-aș vrea să-l las pe el să spună câteva vorbe despre el, despre cum vede el politica și cum are el încredere că noi putem schimba cu adevărat fața orașului Călan și a satelor aparținătoare. Are și un tricou sugestiv, un mesaj sugestiv, clipa schimbării. Să fie aceasta oare clipa schimbării? Vlad, avem nevoie sau este nevoie de o schimbare? Și dacă da, în ce sens? Ce pot să vă spun e că ar trebui să fie clipa schimbării, pentru că a trecut destul de mult timp în care am stagnat și nu s-a mai întâmplat absolut nimic important în țara noastră. O schimbare majoră, ceva care să facă oamenii fericiți, să facă fiecare cetățean să se simtă înțeles. Da, eu am venit astăzi aici ca un tânăr independent de 23 de ani. Mă regăsesc cel mai mult în Partidul AUR. De ce? Pentru că am mai multe principii conservatoare decât liberale. Dar asta nu înseamnă că nu sunt tolerant sau nu sunt înțelegător sau nu sunt rațional. Înțeleg că sunt oameni cu valori diferite și cu idei diferite și eu consider că ar trebui să ne acceptăm unii pe alții și să ne ducem după ideea, sunt de acord, să nu fiu de acord. Dar la finalul zilei toți suntem și asta contează cel mai mult. Să înțelegem că de asta trăim într-o democrație și avem nevoie unii de alții, pentru că dacă ar fi doar o parte a poveștii, dacă ar fi doar o parte dintre oameni care ar deține puterea, nu ar mai fi o democrație. Și tocmai de asta eu doresc să câștige cel mai bun. Eu personal sunt mai de dreapta, alții poate sunt mai de stânga. Nu e nicio problemă. Acum, ce e cel mai important pentru mine, indiferent dacă ești de stânga sau de dreapta, să înțelegi ideea că ești român, ai sânge românesc
și trebuie să-ți pui țara pe primul loc. Avem nevoie de oameni patrioți care să conducă țara asta, oameni cărora să le pese de cetățenii României. Ești din Călan, ai crescut în Călan, te-ai format până la urmă în acest oraș de suflet, probabil pentru tine. La un moment dat ai ales să pleci din acest oraș pentru a-ți continua studiile. Ce ai simțit când ai revenit acasă, când ai văzut orașul tău natal? Cum l-ai perceput? Am văzut că foarte puține lucruri s-au schimbat. Unul dintre lucruri nu s-a schimbat absolut deloc. De când m-am născut, avem în continuare același primar. Și îți dorești, așa cum scrie și la tine pe tricou, o schimbare. Asta e esențial și pentru tine și pentru tinerii, prietenii tăi, poate, pe care îi ai, să vină acest moment al schimbării, nu? Da, și promovez și încurajez nu doar tinerii, ci toți oamenii care votează, să voteze pentru partide noi, să voteze pentru o schimbare, pentru ceva nou, pentru ceva diferit. De ce? Pentru că eu personal, din punctul meu de vedere, spun chestia asta, eu nu pot să mai am încredere în partide care știm că nu au făcut nimic 30 de ani. Vrem să vedem o schimbare. Eu încurajez tinerii, cei care au mai multe valori, cei care au mai multe valori de dreapta, să voteze un partid care are potențial de dreapta, mai ales AUR. Iar cei care au valori de stânga să meargă spre USR, dar încetați să mai votați pentru PSD și PNL, pentru că deja trăim în 2024 și vedem că țara rămâne în cam același stadiu. Haideți să vedem care sunt și proiectele cu care veniți în fața cetățenilor orașului Călan, pentru că acestea sunt foarte importante pentru ei. Vorbiți despre schimbare, vorbiți despre lucruri care trebuie schimbate, dar haideți să vedem și care sunt acestea, ce ar trebui punctat pentru ca această schimbare, într-adevăr, să fie palpabilă. Da. Înainte de a vorbi despre capitolele din programul nostru și anume proiectele pe care noi le expunem cetățenilor, vreau să mă declar aici în fața oamenilor mândru că în oraș avem astfel de tineri și vreau să-i mulțumesc în mod direct și personal lui Vlad că a venit alături de mine și simt cu toată căldura susținerea lui și sunt convins că prin el, care este o voce a tinerilor, vom atrage și alți tineri înspre noi și vom ieși învingători la final. Bun. Acum să trecem la proiecte. Să trecem la proiecte și la lucrurile concrete. Am făcut 12 capitole pe care noi ne dorim să ne axăm. Bineînțeles, lucrurile se vor face etapizat, pas cu pas, că nu o să le putem să le facem toate absolut deodată. Și o să fac o enumerare a lor, după care o să începem cu primul capitol și în măsura în care ne va permite timpul vom dezvolta fiecare capitol în parte. Vă rog. Deci avem Călanul copiilor. Vorbim despre lucrurile ce se pot face pentru copiii orașului Călan, Călanul seniorilor, Călanul modern în dezvoltare, Călanul prosper, satele Călanului, care chiar ieri am fost în campanie și am văzut că după 24 de ani abia reușim să introducem apa și canalizarea, de gaz n-are rost să mai discutăm, Călanul verde, Călanul curat, Călanul sănătos, Călanul educat, Călanul sportiv, cultural și diversificat, Călanul ospitalier și turistic și ultimul punct, dar nu cel din urmă, Călanul administrat corect, despre care aș vrea să dezvolt, dar întâi o să-l las pe Ilie să înceapă. Vă rog, domnule Neagu. Pentru că tot am fost ieri pe sate, aș dori să încep cu satele orașului Călan. Așa cum am spus și în emisiunea trecută, suntem un oraș puțin atipic, locuim în oraș, jumătate din populație locuiește în cele 11 sate aparținătoare. Din păcate, în ultimii 20 de ani s-au mișcat lucrurile foarte încet în satele aparținătoare. În loc să avem niște sate moderne, niște sate europene, avem niște sate încremenite în timp.
din campania care am desfășurat-o pe sate, am constatat că jumătate din case nu sunt locuite, adică sunt în proprietatea oamenilor, dar majoritatea sunt plecați la muncă în străinătate. Proiectele cu fonduri europene care s-au desfășurat pe sate sunt aproape inexistente, deși în alte locuri micii fermieri au fost încurajați, au fost ajutați să își contureze un proiect prin care pot să dezvolte comunitatea. Din păcate, la noi nu s-a întâmplat. Sunt practic unde erau cirez de vite, de alea, sunt doar în sate 2-3 familii care mai au animale, care încă păstrează tradiția. Aici aș putea să, dacă scuză-mă că te întrerup, Ilie, eu lucrez chiar în domeniul fondurilor europene și aș putea să fac o paralelă. La instituția la care lucrez am făcut vizite în absolut toate OAT-urile din județ, am ajuns și la Călan, ca să fac o, cum să zic eu, o paralelă, mă repet, în majoritatea OAT-urilor am avut în săli la prezentări, unde am prezentat proiectele europene care se pot face pe sate și pe oraș, am avut în jur de 50-60 de persoane, la Călan am avut 3 persoane în sală. Aici cred că autoritatea locală nu face partea de transparență, adică oamenii ar putea fi mai informați, se pot atrage fonduri europene pe partea rurală, pe satele părținătoare, oamenii trebuie să fie informați corect și la timp. Și asta înseamnă o dezvoltare a comunității și a, în principal, a oamenilor individual din societatea în care trăiesc. Acum trebuie pot să-l las pe Ilie. Fie informat și trebuie să fie ajutați în desfășurarea acestor proiecte, pentru că știm, la sate e mai mult de lucru, sunt campanii pentru agricultură, lumea merge la câmp, nu are timpul efectiv ca să se ocupe de documentație. Proiectele europene se obțin cu documentație vastă, stufoasă și atunci ar fi necesar ca să fie ajutați, pentru că au fost proiecte pentru ferme de subzistență, pentru dezvoltarea gospodăriilor individuale, dar din păcate foarte puțin din OAT-ul nostru au dezvoltat aceste proiecte. Ce m-a frapat, iară, locuri de cazare în satele noastre. Nu sunt pensiuni, nu avem măcar în fiecare sat să fie o pensiune prin care cei care vin să viziteze satul respectiv să poată să cazeze, să poată să servească o mâncare tradițională sau specifică zonei. Nu avem în oraș un muzeu, să spun așa, al satului sau undeva unde să expunem niște exponate care sunt tradiționale satului, reprezentative pentru zona respectivă. Din păcate, aceste lucruri au încremenit, nu s-au dezvoltat deloc și aici ar fi o oportunitate ca să dezvoltăm. Călanul se află în mijlocul județului, având locuri de cazare, având mai multe locuri, am putea să atragem oamenii, având puncte gastronomice, ar fi o oportunitate deosebită. Dar, din păcate, la fel s-a întâmplat și cu monumentele istorice, de pe raza noastră au fost uitate și vă propunem să le readuceți cumva în atenție. Ne propunem să le readucem oamenilor. În atenție, pentru că oamenii care vin la Călan vreau să vadă ceva. Din păcate, noi nu avem momentan ce să le arătăm. Am spus-o și o repet, la bisericile monument istoric nu există o parcare amenajată unde să poată parca un autocar care vine cu turiști. Nu mai vorbesc de un ghid turistic sau de alte facilități care ar trebui să fie amenajate pentru a vizita satele și monumentele istorice. În lista propusă de către dumneavoastră aveți aici Călanul Copiilor, Călanul Sportiv, Cultural și Diversificat. Mi-aș îndrepta atenția acum puțin către Vlad, pentru că aici cumva pare să fie terenul vostru al tinerilor. De ce au nevoie tinerii în orașul Călan și satele aparținătoare, bineînțeles? Ce vă lipsește? Au nevoie să facă mai multe activități, să fie mai distractiv Călanul și ce a spus domnul Ilie mai înainte, trebuie să se pună mai mult preț pe tradiție, să se înțeleagă ce valori regionale și naționale avem noi în zona Călanului, care să atragă oamenii, să crească turismul, să
facem Călanul mai cunoscut. Călanul și-a pierdut menirea de când a fost închis combinatul siderurgic. A fost un oraș industrial. Și-a pierdut menirea și de atunci nu mai are niciun rol. E un oraș, dați-mi voie să spun, fantomă. Și ne-am dorit să îi dăm un nou rol, un nou... Ați avea nevoie poate de centre de socializare, de centre în care copiii, tinerii, adolescenții să se întâlnească, să practice poate anumite sporturi. Îmi spuneau ai mei când erau tineri că mergeau la Casa de Cultură și se distrau foarte bine acolo. Eu de când m-am născut, Casa de Cultură e în paragină, este închisă, ne-am dorit să fie renovată, să fie din nou folosită, să se facă activități acolo, să fie organizate concerte. Aveți în program astfel de proiecte prin care să readuceți cumva tinerii la un loc și să-i îndepărtați puțin de partea aceasta de telefoane și tot ceea ce înseamnă era aceasta digitală, măcar pentru o clipă? Da, primul pas deja cred că l-am făcut. După cum am spus mai devreme, Vlad a venit singur, nu l-am căutat noi. Consider că și ceilalți vor veni când vor vedea absolut ce ne dorim noi să facem. Cu siguranță avem pregătite pentru tineri locuri de recreere, adică vrem să dăm o altă față orașului din punct de vedere al locurilor de recreere, de agrement. Parcurile există, sunt parcuri, sunt locuri de joacă pentru copii, dar eu personal și echipa mea le vedem pe stilul comunist învechit. Vrem să dăm alt vibe în orașul Călan. Sunt privați care au construit parcuri în orașul nostru care arată mult mai bine decât parcurile care aparțin de administrația locală, ceea ce nu mi se pare normal, adică bugetul unei administrații locale este de N ori mai mare decât al unui privat. Și atunci sunt convins că noi, cu pregătirea pe care o avem, o să punem în aplicare bugetul, o să bugetăm sume pentru așa ceva, pentru tineri, pentru copii, pentru adolescenți, pentru seniori și nu am nicio emoție că nu vom reuși. Asta va depinde de sprijinul oamenilor și că tot este o emisiune electorală, îndemn să ne sprijine, să ne voteze. Suntem la poziția 3 pe buletinul de vot pentru funcția de primar și la poziția 5 pentru cea de consilieri, pentru lista de consilieri locali. Suntem oameni tineri, capabili, putem să adaptăm orașul la vremurile noastre, ne dorim să facem asta și după cum mai spuneam, o să o facem. Pe lângă acest proiect cu Călanul Copiilor, cel cultural diversificat, văd aici pe pliantul dumneavoastră și Călanul Seniorilor. Și o să-mi îndrept atenția către dumneavoastră, domnule Neagu, de ce au nevoie seniorii din această comunitate? Ce lipsește? În primul rând... Și cu ce veniți? Cu ce propunere veniți pentru ei? Le lipsește un club unde să se poată întâlni, unde să poată socializa. Le lipsește un loc unde să poată lua masa, dacă nu au posibilitatea să-și gătească. Ne-am gândit că la vechiul spital, în funcție de cerința și de dorința acestora, am putea organiza un centru pentru îngrijirea persoanelor vârstnice. Vechiul spital care nu mai funcționează. Vechiul spital care nu mai funcționează din 2009, dacă nu mă înșel. Deci doar în conservare. Pentru că, înțelegem, un spital acolo nu se mai poate deschide, fiind o clădire veche tot, dar ar fi foarte important ca acolo să deschidem un centru pentru persoanele în vârstă, care să fie îngrijite atunci când au nevoie. Ne-am gândit de asemenea că persoanele care sunt în vârstă sunt singure, să deschidem o linie telefonică împreună cu asistența socială din primărie și poliția locală, care să sune dacă au nevoie de ajutor, adică nu pot să-și facă singur cumpărăturile sau au o nevoie de medicamente. Ne-am gândit de asemenea să facem un program în care farmaciile, să avem o farmacie deschisă non-stop. Nu există în prezent și aceasta ajută și pe cei vârstnici și pe cei tineri, dar mai ales cei vârstnici, poate au nevoie de un medicament. Să nu mai vorbim de redeschiderea centrului medical, unde în prima fază o să încercăm să
redeschidem un centru care să aibă o asistență medicală, să fie o persoană calificată tot timpul. Că înțelegem că nu sunt medici de specialitate pentru urgență, dar sunt medici care își doresc să deschidem un centru permanent, care să fie deschis non-stop, iar persoanele care au nevoie să poată să se adreseze centrului respectiv, să nu fie nevoit să se urce în mașină, să meargă la Hunedoara, la Deva, la Hațeg, sau mai rău să aibă nevoie de un prim ajutor de specialitate și acesta să nu poată fi oferit decât după o jumătate de oră, 45 de minute. Deci, proiecte sunt multe, o să discutăm cu cetățenii, vedem ce își doresc și ei în primă fază. Știm că nu o să fie toate realizabile din prima lună, să spun așa, dar cu sprijinul lor o să încercăm să demarăm și o să fim alături de ei tot timpul. Deci, după cum se vede, obiectivele noastre principale sunt pe partea de confort social. Lucru care a fost lăsat uitării de către administrația locală actuală. Tot ce facem ca să ridicăm confortul social al cetățenilor orașului Călan și al satelor aparținătoare. Lumea este sătulă de borduri, de pavaje, de lucruri care oricum se făceau și oricum le va face oricine care va conduce și care a condus și care va prelua frâiele primăriei, fiindcă sunt fonduri europene cu duiumul. Doar trebuie să scrii proiecte, banii vin, au automat reabilitările, străzile, apa, canalul se fac de la sine. Deși chiar dacă acestea trebuiau să se facă de la sine, după 24 de ani constatăm că pe sate încă nu avem apă și canal la poartă sau dacă sunt trase, oamenii nu se pot lega la ele. Chiar am constatat o situație în satul Nădăștie, există canalul până la limita de proprietate, omul nu se poate lega datorită diferenței de nivel și e foarte trist situația asta. Deci, mă repet, obiectivele noastre principale sunt pe partea de confort social. După 20 de ani la Călan am ajuns, consider eu, să fim la stadiul de mai puțin decât o comună. Nu avem secție de urgență permanentă, nu avem locuri de muncă unde să lucreze tinerii și oamenii orașului. Tinerii ne sunt plecați în străinătate și nu o să se mai întoarcă absolut niciodată. Chiar am întâlnit, după ce mi-am lansat candidatura, am întâlnit persoane care mi-au scris: Doamne, dă să reușești, Flavius, că ne întoarcem înapoi. Lucrurile astea trebuie să le redresăm și îi rugăm pe oameni să aibă încredere că vom face treaba asta pentru noi și pentru ei. Și pentru ei, pentru cei tineri, spune eu, pentru că sunt foarte importanți într-o comunitate și viziunea pe care ei o au de a dezvolta comunitatea respectivă pare a fi așa cumva foarte actuală, dacă pot spune acest lucru. Un alt punct pe care îl aveți aici trecut în la capitolul proiecte este că l-anul administrat corect. Da. Ce înseamnă așa mai pe larg Cum vrem noi să schimbăm lucrurile pe partea de administrare corectă? Vrem să aducem transparența în primărie, vrem și pe partea de transparență absolut toate ședințele de Consiliu Local se vor desfășura live, cu filmare, astfel încât fiecare cetățean să vadă ce se întâmplă acolo. Mulți aud din vorbe ce se întâmplă, care sunt discuțiile. Ei bine, odată ce vom prelua primăria, vom face toate lucrurile transparent. Oamenii o să vadă exact ce se discută, exact proiectele care sunt votate. Oricum, noi ne dorim să fim vocea lor și automat niciun proiect nu va intra în Consiliul Local fără sprijinul cetățenilor și fără aportul lor. Ce mai putem face pe partea de administrare corectă? Normal că să trăim în era digitală, sunt anumite servicii ce pot fi digitalizate, unde oamenii pot să ia legătura cu noi online fără să fie nevoie să se mai deplaseze în cadrul primăriei. Le vezi și răspunde, nu? Le vom și răspunde, exact. Vom încerca să facem și un program de audiențe în teritoriu, adică pe anumite sate unde populația este mai îmbătrânită, să reușim noi să ajungem odată la o lună, la două, la trei, trimestrial, semestrial, să ajungem să le vedem problemele și să le rezolvăm, să nu mai fie necesară deplasarea. Vom
eficientiza biroul, adică vom crea în cadrul primăriei un birou de dezvoltare locală în care oamenii să vină să se informeze legat de fonduri europene, legat de proiecte pe care ei le pot face individual sau cu sprijinul autorității locale. Deci, asta înseamnă să aveți și un om specialist în a discuta cu oamenii și în toate aceste lucruri pe care le-ați enumerat puțin mai devreme. Da, da. V-ați conturat în jurul dumneavoastră o echipă pe sufletul dumneavoastră, să spunem așa? Păi echipa o să se contureze după ce vom vedea rezultatul. Aici o să depindem de cetățeni. Dar sunt oameni pregătiți care știu să facă fonduri europene, care știu limba engleză. L-avem aici pe Vlad, care a făcut o facultate exclusiv în limba engleză, facultatea de jurnalism. Sunt convins că vom avea nevoie de el și de tineri ca el și vrem să dăm încredere oamenilor și tinerilor să vină lângă proiectul nostru și nu o să fie dezamăgiți. Ești pregătit, Vlad, să intri în această viață a administrației locale, având în vedere și experiența și studiile pe care tu le ai? Da, sunt pregătit. În ultima vreme tot ce a fost în mintea mea a fost că îmi doresc să-mi schimb viața, îmi doresc să trăiesc mai bine și vreau totuși cu oportunitatea asta să dovedesc ceea ce pot să fac și să fac oamenii fericiți. Chiar îmi doresc treaba asta. Și aici cred că Vlad povesteam înainte de emisiune cu el și ne poate spune câteva vorbe. Cât de greu e pentru un tânăr din Călan astăzi să-și găsească un loc de muncă? La de câte interviuri trebuie să mergi? Și pentru tineri în general, aș putea zice, în țara asta. De ce? Pentru că dacă pe vremuri ar fi ajutat o facultate, în ziua de astăzi, chiar și cu o facultate, te trezești că nu ai un loc de muncă și trăiești de pe azi pe mâine aceeași rutină. Ți-ai putea găsi în prezent un loc de muncă în orașul tău, în orașul Călan? Eu până acum am încercat să-mi găsesc locuri de muncă. Jumătate dintre oameni nu mi-au răspuns la telefon, cealaltă jumătate au cerut experiență. Dar de unde poți să-ți faci experiență dacă nu începi de undeva? Toată lumea începe de undeva. Și tocmai de asta ce încerc să spun e că în ziua de astăzi, ca să te angajeze cineva, trebuie să ai deja o foaie, o țidulă la mână. Trebuie să ai niște studii făcute dinainte pe care facultatea nu îți garantează că le vei obține. Și de asta, de obicei, trebuie să te duci să faci cursuri și atunci nu înțeleg care ar mai fi rolul facultății dacă te trezești că tot nu te-ai realizat pe plan profesional. Cu siguranță și facultatea are rolul ei, unul foarte important, pentru că acumulezi foarte multe cunoștințe pe parcursul celor 3, 4, 6 ani, depinde de fiecare ce își dorește și ce vrea să urmeze. Problema este, exact cum spuneai, după ce finalizezi aceste studii, ce faci mai departe? Vlad este într-o situație exact cum într-o situație în care mă prezint și eu astăzi. Povestesc și cu competitorii noștri și cei mai mulți dintre ei spun ce ți-ai scris tu acolo nu se poate, nu o să faci niciodată, nu o să reușești. Prin asta vreau să-i dau încredere și lui Vlad, să fie pozitiv, să creadă în el, să lase oamenii să vorbească, însă el să meargă pe drumul lui, să muncească, să tragă tare. Eu sunt absolut convins că absolut tot ce am prins în Pliant sunt lucruri realizabile, mai ales că vorbim nu neapărat de nu știu ce sursă de finanțare sau de bani mulți, vorbim de confort social, vorbim de a-i lua în seamă pe cetățeni, vorbim de a fi alături de ei, de a fi un sprijin real și atunci nu văd probleme în a ne putea implementa proiectul nostru care cuprinde cele 12 puncte. Nu văd absolut nicio problemă. Așa este campania, domnule Mateoi, cu bune și cu rele, nu? Da, și legat de campanie, acum trec de la una că mai avem 2 minute. La cealaltă. Noi, Aur Călan, chiar am dus și oamenii cred că au putut să observe, am dus o campanie curată, dar competitorii ne atacă, nu neapărat doar pe Facebook, nu doar cei pe Facebook există,
ne atacă oamenii din echipă, ne amenință, scot o felul de vorbe despre mine personal, că aș fi făcut anumite lucruri sau că n-aș fi făcut, despre Ilie, acum o să-l vadă, probabil de mâine o să apară și despre Vlad, că cine știe ce legături o fi avut cu Vlad Țepeș. Ne distrează lucrurile astea, dar în același timp îi asigurăm de fermitatea răspunsului nostru, o să răspundem foarte ferm, o să punem degetul pe rană și o să trebuiască până la urmă să-și vadă de treaba lor, să ne lasem în pace, să ne ducem la capăt campania și ne bucurăm că avem alături de noi pe oameni și sunt convins că vom reuși. Practic ați transmis deja mesajul către cetățeni. Domnule Neagu, vă rog să transmiteți un mesaj către cetățenii orașului Călan. Îi asigurăm că o să ne preocupăm pentru confortul lor și aș vrea aici să fac o paranteză la locurile de muncă, pentru că timpul nu ne-a permis să vorbim. O să încercăm ca firmele care doresc să vină să creeze locuri de muncă la Călan, o să încercăm pe cât posibil să le acordăm facilități. Nu o să îi lăsăm să vină să ne roage și noi să îi respingem. O să mergem noi către ei, să îi chemăm, să le acordăm facilități, să le explicăm, pentru că ar fi oportun să fie în Călan să-și desfășoare activitatea, nu cetățenii din Călan să facă naveta, să aibă încredere noi că o să depunem tot efortul ca să ne ducem la bun sfârșit programul. Vlad, o să te rog și pe tine să le transmiți un mesaj prietenilor tăi, cetățenilor din orașul Călan. Mesajul pe care doresc să-l transmit e: gândiți liber și mergeți la vot, pentru că e cea mai puternică armă pe care noi o avem, votul. Și doar cu votul putem să mai schimbăm ceva. Dacă ar mai fi timp să vorbesc puțin și despre Călanul Educat și despre ce cred eu că ar trebui înființat. Într-o altă emisiune te așteptăm și o să dezvolți și această latură. Vă mulțumesc tare mult, domnilor, că ați fost alături mulțumim de noi și mult succes vă doresc. Vă mulțumesc. Doamne ajută. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!